Nu mică le-a fost mirarea locuitorilor dintr-un sat din Olt când au observat că asfaltul turnat în urmă cu aproape un an s-a făcut praf. Oamenii nu știu pe cine să dea vina pentru situația creată, dar susțin că lucrările au fost făcute de mântuială. Foarte prost. Stratul de asfalt. Foarte subțire. Se vede pământul. Și normal că se vede. S-a văzut aproape mai de atunci de când au terminat lucrarea, dar asta e. Are un an, ceva, mai mult n-are. Și arată ca după bombardament. Asta e, ce să faci? E subțire, l-a turnat subțire, n-a mai băgat și ăștia tirurile și gloriile pe acei. Lucrările la drumul comunal 93 din satul Lisa, comuna Schitu, au început în urmă cu 6 ani. Anul trecut, din lipsa finanțării, acestea au fost sistate. În doar câteva luni, porțiunea de drum reabilitat a devenit impracticabilă. Drumul comunal 93 din satul Lisa a fost reabilitat în urmă cu un an. Acum el arată ca după bombardament. Asta nu doar datorită traficului greu, ci și lucrărilor de proastă calitate. Autoritățile locale susțin că nu au reziliat contractul cu firma care a realizat lucrarea de proastă calitate pentru a nu pierde finanțarea pentru restul de 2 km și jumătate de drum care urmează a fi reabilitați. Cât privește starea drumului reabilitat, lucrarea pentru care s-a oferit o perioadă de garanție de 25 de ani nu a fost recepționată, iar constructorul a fost notificat să refacă lucrarea. Acum am făcut demersurile ca să începe lucrările, deci notificare de începerea lucrările. Așteptăm să această, deci ce s-a executat, să mai toarne încă un strat de asfalt peste și să continue lucrarea în continuare de 2 km. Constructorul promite să refacă lucrarea, dar susține că vina nu-i aparține. Potrivit acestuia, deteriorarea drumului a fost cauzată de traficul greu din zonă. La aceste degradări au mai ajutat și mașinile de tonaj greu care au trecut pe acel drum. Fiind lucrarea în curs de execuție, noi vom căuta să remediem. Drumul cu probleme este străbătut zilnic de zeci de mașini ale localnicilor care fac naveta la Slatina. El reprezintă cea mai scurtă legătură dintre localitate și reședința de județ.